sosit în munte ca să se roage de Iosef și făcându-se seară, era acolo singur. Prea cuvioși părinți, fiii mei duhovnicești, biscădincioși, întrucât Sfânta Evanghelie de astăzi se vorbește de 4 ori despre rugăciune, vom vorbi acum despre Sfânta rugăciune care este numită de dumnezeiești părinți, Maica tuturor faptelor bune. Că precum nu putem trăi fără hrană și apă, așa nu putem trăi și nu ne putem mântui fără de rugăciune. Ce este rugăciunea? Rugăciunea este vorbirea noastră directă cu Dumnezeu. Rugăciunea este viața noastră în Hristos și a întregii lumi, văzute și nevăzute. Credința în Dumnezeu este izvorul rugăciunii, iar iubirea de Dumnezeu este sufletul ei. Rugăciunea neîncetată a îngerilor care slăvesc fără odihnă pe Dumnezeu, cântând Sfânt, 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 Domnul Sabaot plin este cerul și pământul de mărirea Lui. Rugăciunea este cununa de laudă a tuturor sfinților din cer, începând cu Maica Domnului care se roagă neîncetat înaintea Preasfintei Trăim pentru mântuirea noastră a celor de pe pământ. Însuși, Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite, spune Sfântul Apostol Pavel. Ba însuși, Fiul lui Dumnezeu se roagă, Tatălui zicând, Părinte Sfinte, păzește în numele Tău pe cei pe care mi-ai dat, ca să fie una precum suntem și noi. Astfel tot cerul este în neîncetată rugăciune de laudă, de mulțumire, cerere înaintea Tatălui, începând cu Domnul Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, până la îngerii ce mai de jos. Toți laudă pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, vreme ce de o ființă nedespărțită. Toți se închină și mulțumesc lui Dumnezeu pentru răscumpărarea neamului omenesc prin întruparea moartea învierii Fiului Său. Toți se roagă pentru mântuirea noastră și a întregului neam omenesc. Rugăciunea de ce este viața, lucrarea, bucuria veșnică a tuturor îngerilor și a sfinților din cer. Dar și pe pământ rugăciunea de laudă, de mulțumire, de cerere formează lucrarea de căpetenie a creștinilor, a călugărilor, a mamilor copiilor și a întregii cerești creați. Slujbele din Sfânta Biserică, în frunte cu Sfânta Liturghie, formează cea mai înaltă rugăciune de jertfă, de laudă, de mulțumire adusă la oamenii lui Dumnezeu. În numele întregului univers, apoi rugăciunea neîncetată din casele lor formează al doilea imn de laudă, de mulțumire, de cerere înaintea Preasfintei Trăim. După jertfa cea fără de sânge a Sfintei Trăim. După cuvântul prorocului David, toată zidirea laudă pe Dumnezeu, Creatorul ei, și păsările văzduhului, peștii mărilor, animalele pământului și stelele cerului și soarele și luna, norii, vânturile, toate sunt de sub cer. Toate în frunte cu oamenii de pe pământ, cu sfinții îngeri din cer, cer sunt neîncetată în rugăciune, în slava Preasfintei Trăim.
pentru că rugăciunea de laudă, de mulțumire este însăși viața lumii văzute și a celei nevăzute. Să vedem acum, iubiți credincioși, cum ne învață Domnul și să ne rugăm în Evanghelia de astăzi. După ce Mântuitorul a mulțit cele 5 pâini și 2 pești prin rugăciune și binecuvântare, a hrănit cu ele atâtea mii de oameni, ca să ne învețe pe noi a face toate cu rugăciune, a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să meargă înaintea lui la celălalt țăr. De ce a trimis Hristos pe ucenici să meargă noaptea singur pe mare? Ca să te prindă, deprindă și a se ruga mai mult lui Dumnezeu. Mai ales în vreme de primejde. Și ca să se învețe a se lupta cu valurile, furtuna ispitelor acestei vieți. Căci mare este imaginea lumii lovite de răutate, de păcate, de boli, de necredință, de ură și tot felul de păcate. Dar în timp ce apostolii erau singuri în corabie, se luptau cu valurile mării, Iisus Hristos a liberat mulțimea, s-a suit în munte ca să se roage deoseb. Și făcându-se seară, era acolo singur. Rugăciunea liniște și singurătate este cea mai înaltă rugăciune. Este rugăciunea sfinților, a sihaștrilor, a călugărilor și a celor mai râvnitori creștini. Ea se face în totală reculegere și singurătate, mai ales noaptea, când nimeni nu te vede și nimic nu-ți poate fura gândul, simțirea inimii de la rugăciune. Aceasta ne cheamă și rugăciunea inimii, pentru că izvorăște din inimă și se urcă cel mai repede la Dumnezeu. Mântuitorul, ca Dumnezeu, nu avea nevoie să se roage la liniște, singurătate, pentru a se ruga Tatălui Ceresc, căci El vorbea și vorbea față către față cu Dumnezeu Tatăl. Dar obișnuia uneori să se roage singur, mai ales noaptea, precum făcea ca de obicei pe muntele Taborului, în grădina Ghetsimani. Ca să ne învețe și pe noi a iubi mai mult rugăciunea, în liniște și în cea din timpul nopții decât cea din timpul zilei. Sfinții părinți numesc rugăciunea de noapte de aur, fiind bine primită înaintea lui Dumnezeu. Pentru că noaptea mintea se poate ruga fără gânduri imaginați. În schimb, rugăciunea de dimineață o numesc de argint, fiindcă este amestecată cu oricare griji și gânduri, iar cea din timpul zilei o numesc de aramă, pentru mulțimea grijilor și al gândurilor pământești care slăbesc mult puterea rugăciunii. Prin rugăciune de pe munte, Domnul ne îndeamnă, iubiți credincioși, la cea mai înaltă rugăciune individuală numită de unii sfinți părinți, rugăciunea minții și a inimii. Iar când suntem trimiși pe cale sau grijile vieții ne înconjoară, corabea inimii ca niște valuri, atunci să ne rugăm cu rugăciunea apostolilor viți de furtună pe mare. În aceste momente creștinii trebuie să repete psalmii lui David, să facă rugăciuni scurte de pe rost, pe de rost, sau mai ales să repete cu atenție și simțire rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mi bine păcătos. Aceasta este cea mai înaltă rugăciune, iubiți credincioși,
personală ortodoxă practicată de mulți sfinți hartii, adică repetarea deasă neîncetată și taina numelui Iisus Hristos se cheamă rugăciune inimii. Ne spune Sfânta Evanghelie că a patra straja nopții, adică pe la orele trei în zore zile, a mers Domnul la ucenicii săi umblând pe mare ca pe uscat. Când l-au văzut ucenicii de departe, de frică au strigat, adică s-au rugat, crezând că văd vreo nălucă, vreo arătare. Aceasta ne se întâmplă chiar și nouă, când mergem noaptea singuri în întuneric, pe cărări necunoscute de păduri și ne se pare că auzim sau vedem vreo nălucire sau animale sălbatice, facem ca și ucenicii Domnului, adică de frică strigăm și ne rugăm. Facem semnul Sfintei Cruci de frică. Zicem rugăciuni scurte, cu credință, din toată inima și îndată scăpăm de primejdie. Domnul însă i-a liniștit pe apostol prin cuvintele: Întrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Petru, atunci cuprins de îndoială, s-a rugat zicând: Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe apă. Vino, i-a răspuns Domnul. Dar pe când mergea el pe valuri, că de Hristos văzând vântul cel tare, s-a venit de frică îndoială și a început a se afunda. În clipa aceea a strigat: Doamne, mântuiește-mă! Iar Domnul l-a apucat de mână și l-a mustrat. Puțin, credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Vedeți, frați și surori, urmările rugăciunii făcute cu îndoială, dar și cu puțină credință. În vreme de primejdie omul se roagă, e frică. Și ispită nu te ajută decât în parte. Oare nu tot așa se roagă mulți din credincioșii noștri? Doamne, dacă ești Tu cu adevărat în cer și în inima mea, ajută-mi să vin la Tine. Ajută-mi să fac minuni în numele Tău. Ajută-mi să reușesc la examene, la servici. Ajută-mi să biruiesc pe vrăjmașii mei și mă împlinește dorința mea. O asemenea rugăciune făcută cu îndoială, fără credință vie, din interes și mai mult pentru lucruri pământești, nu este primită la Dumnezeu cu greu, ni se împlinește cererea. Să fugim de o asemenea rugăciune lipsită de credință îndoielnică, pe care o face numai la nevoie. Când apa necazurilor ne este până la gură, dacă nu ne rugăm pentru orice avem nevoie în viață, dar mai întâi să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile ce ne le-a dat nouă în viață. Apoi să-L lăudăm că în veac este mila Lui. Apoi să cerem iertare pentru păcatele noastre. La urmă să aducem Domnului și cele de nevoie vieții. Și să zicem: Doamne, facă-se voia Ta, nu voia mea, precum ne învață în rugăciunea Tatăl nostru. Iar când suntem în primejdie de moarte sau pe masa de operație, sau într-o grea încercare, atunci să facem rugăciuni scurte, de câteva cuvinte rostite cu glas sau în taină, dar să fie cu lacrimi din adâncul inimii, cu credință. Adică să strigăm la, ca și Petru, când se neca: Doamne, mântuiește-mă, Doamne, ajută-mă, cum striga femeia cananeancă, Doamne, miluiește-mă, sau să repetăm mereu Tatăl nostru și crezi. Nimeni nu poate trăi, nu se poate izbăvi din necazurile vieții, nu se poate mântui fără credință tare în Dumnezeu, fără rugăciune vie,
continuă neîncetat, cum ne învață Sfântul Apostol Pavel, rugați-vă neîncetat. De veți merge regulat la Sfânta Biserică și veți asculta cu mare atenție, cu evlavie, Sfintele Slujbe. Mai ales Sfânta Liturghie, multe daruri veți primi în viața voastră. Și de grele ispite, păcate, vă veți izbăvi. De veți crește copilașii în frica lui Dumnezeu și veți face casele dumneavoastră lăcașuri de rugăciune, de laudă lui Dumnezeu, nu casă de ceartă, beție, păcate. Vă va da Domnul zile îndelungate, reușită în toate cele de folos și mântuire. Iar de veți păși pe marea vieții cu îndoială, fără credință în Dumnezeu, fără rugăciune și cărți sfinte de călăuză, fără biserică, duhovnici buni, fără spovedanie, împărtășanie regulată, vă veți înneca în marea păcatul și veți pierde mântuirea sufletului. Să rugăm, iubiți credincioși, pe Bunul Dumnezeu, Iisus Hristos, să ne întărească în sfânta dreaptă credință, să ne învețe cum să ne rugăm, să ne dea vreme de rugăciune, lacrimi de pocăință, ca să ne închinăm și noi cu apostoli, zicând cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Mântuitorul, Salvatorul lumii, mântuiește-ne, să nu perim, că după Tine suspină toată făptura în vecii vecilor. Amin.